Este un succes al unor instituții ale statului și vreau să le nominalizez. Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției. Că România e o țară serioasă, o țară puternică, care este capabilă să tragă la răspundere pe cei care au fost condamnați. Eu aș vrea să se afle, dacă se poate, sigur și toată contribuția sa la acel moment și cum a plecat din țară, s-ar putea să fie neplăcut, mai ales pentru cei care vorbesc încă în somn, care au căzut din pat azi de dimineață. Am auzit pe domnul Blaga, care vorbea despre ce bine că aflăm cum a plecat. Păi era ministru de interne Blaga pe vremea aia, nu eram noi. El era ministru de interne, poate află și el după 5 ani ca ministru de interne. Mă rog, dar Blaga e un monument de lipsă de tact.